Femeia a acuzat dureri în gât și imediat medicii au decis să o testeze. Asistenta era în serviciu în tura de noapte pe urgențe minore, a acuzat dureri în gât, motiv pentru care s-a decis de către medicul de gardă să-i recolteze inițial un test rapid care a ieșit negativ și un test PCR pe aparatul nostru din urgență, care este un aparat după care ne orientăm, nefiind avizat de Ministerul Sănătății în acest moment. Și la testul PCR a ieșit pozitiv. S-a anunțat DSP-ul, s-a anunțat conducerea spitalului și pacienta, adică asistenta noastră, a fost transportată la spitalul CF, care este spitalul unde se internează cazurile ușoare suspecte de COVID-19. Imediat s-a luat măsura izolării cadrelor medicale și a pacienților care au intrat în contact cu asistenta confirmată pozitiv. În cazul celor 45 de cadre medicale, toate testele pentru coronavirus au ieșit negative. Este vorba despre asistente, medici îngrijitoare sau brancardieri care au fost la serviciu în tura din noaptea de vineri spre sâmbătă și care au luat contact cu asistenta. Ei au fost testați la Ploiești, iar în cazul asistentei, o probă a fost trimisă și la București, la Institutul Matei Balș. Direcția de Sănătate Publică Ploiești va face o anchetă pentru a ține sub control situația. În consecință, Direcția de Sănătate Publică Prahova a demarat o anchetă epidemiologică în cadrul căreia a testat 45 de persoane. Este vorba despre personalul medical din tura de noapte, din secția unde activează femeia, dar și pacienții cu care aceasta a intrat în contact. Între timp, asistenta confirmată a fost transferată la Spitalul CFR din Ploiești, iar cele 45 de persoane, toate asimptomatice, așteaptă în izolare rezultatele testelor. Sâmbătă, la Spitalul din Ploiești a intrat într-o vizită fulger și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, care a vizitat triajul și a stat de vorbă cu angajații spitalului.